și când să ajute. Mergem mai departe să vedem săgetătorii mai au de făcut reglări karmice, ce li se impune și lor și ce acțiuni sunt încurajate. Da, săgetătorii sunt destul de prinși în tot ceea ce înseamnă stabilitate financiară, de unde ei sunt de obicei foarte dornici să aibă o libertate mai mare decât stabilitatea. De data aceasta lucrurile cumva se inversează și își doresc să ajungă în punctul în care să nu mai aibă grija zilei de mâine sau să aibă o sursă sau mai multe surse de venit stabile care să le permită apoi să-și exercite dorința aceasta de a fi liber. Deci va fi de data aceasta cumva, lucrurile vor fi cumva inversate și până la urmă este important pentru că ei vor acumula în acest an, vor acumula resurse care să le permită ulterior și să călătorească și să studieze și să învețe lucruri noi și să vadă alte lumi practic pe care și le doresc. Dar urmează o perioadă în care vor trebui să își asume cumva ceea ce au de făcut, să depună efort în direcția aceasta a stabilității financiare și vor primi și foarte mult ajutor în această direcție, deci nu sunt lăsați singuri. Destinul chiar îi ajută să-și cumva liniștească această zonă, mai ales că nu a fost ușor pentru ei. De când îl au pe Pluton pe casa a doua, au trecut prin niște sinusoide financiare greu de stăpânit, care cumva i-au destabilizat, dar Saturn vine și îi ajută să nu mai simtă aceste fluctuații atât de puternic. În același timp, Jupiterul acela din casa 12 îi întoarce cumva spre sine, spre sufletul lor și le dă un sprijin divin extraordinar pe care săgetătorii, care de obicei sunt destul de raționali, încep să-l simtă, ca și cum o mână divină îi ocrotește și îi împinge către lucrurile benefice pe care le au de făcut. Este posibil ca unii săgetători să fi trecut prin ceva probleme, cu Martea acela în casa 12-a, dar Jupiter a venit și i-a scos din situațiile dificile și va continua să-i scoată din situațiile dificile și când vor simți că au ajuns la capătul răbdării sau la capătul resurselor, Jupiter va veni și îi va scoate de acolo cu o șansă extraordinară. Da, nu mai are atâta forță acest Marte în casa dușmăniilor, pentru că Jupiter vine cu forță și spune orice șicane ai face, eu vin și vin cu forță, cu optimism, exact. Și nu mai tulbur. Dar o altă zonă ar fi, după părerea mea, interesant de abordat pentru ei. Practic, săgetătorii au cam descoperit cauzele tuturor lucrurilor cu ceea ce a fost anul trecut și acum încep să devină, au rămas oarecum preocupați să tot descopere, chiar dacă acum nu vor mai fi probleme, pentru că nu mai e presiunea aceea, probleme tot timpul sunt, dar nu vor mai fi cu asemenea greutate, dar au rămas de fapt interesați să descopere ce se întâmplă, de ce se întâmplă, care este misiunea, care sunt scopurile importante pe care le au. Iarăși foarte relevant este faptul că anii trecuți au apărut schimbări de fond în relația cu cei din jur și mă refer aici la oameni de încredere care poate au devenit nu neapărat dușmani, dar n-au mai fost de încredere. Sau invers, oameni care nu erau neapărat în prima linie și care au devenit mult mai de încredere și așa mai departe. Deci au suferit niște transformări relațiile săgetătorilor. Pot apărea acum conflicte privind vechiul și noul, adică s-ar putea să aibă o mică dilemă să renunțe la anumite lucruri, să înceapă altele, cum să le îmbine în așa fel încât totul să iasă armonios și așa mai departe. Deci acum sunt alt gen de probleme. Până acum au fost responsabilități în adevăratul sens al cuvântului, lucruri greu de gestionat, liber arbitru destul de mic, lucruri care au venit în forță către ei cu acel Saturn. Ciudat. Și totuși i-a învățat multe lucruri. Acum nu mai avem genul acesta de probleme, dar spuneam, sunt alt fel de lucruri care îi măcină. Oricum, săgetătorii tot timpul sunt măcinați de câte ceva existențial, ceva karmic, care
parcă apasă asupra conștiinței. Nu se vor plictisi anul acesta și chiar la începutul anului vor fi foarte interesați să vadă pentru ce luptă cu adevărat. Nu mai suportă lucrurile nespirituale și neinspirate, nu mai suportă compania oamenilor neinspirați, nespirituali, care vin doar cu propuneri concrete și nu își urmăresc decât propriul interes. Au devenit foarte sensibili la acest gen de abordare. Vor să se raporteze cu tot din adinsul la un sistem corect de valori, pentru că s-au săturat de această corectură saturniană și ca atare de probleme. De aceea vor ca de acum înainte totul să fie foarte clar, foarte bine prezentat, oamenii din jurul lor să fie foarte clar și așa mai departe. Această conciliere cu cei din jur, repet, trebuie să se facă de acum încolo pe criterii spirituale. Cu alte cuvinte, ei nu mai sunt interesați de o colaborare cu cei din jur strict legată de interese. Ei sunt interesați de o colaborare cu cei din jur care să facă pe criterii spirituale, morale, să înțeleagă exact cum stau, sau dacă este vorba despre parteneri de proiecte sau de afaceri. De asemenea, trebuie stabilite de la bun început contextele, pentru că săgetătorii cu siguranță nu vor face compromisuri anul acesta, nu vor accepta relații neinspirate și sub nicio formă nu vor lăsa de la ei decât dacă simt că este cu acord divin. Adică, dacă o persoană le-a greșit flagrant sau, nu știu, i-a trădat și încearcă să se realieze cu ei, nu vor face nicio concesie și niciun compromis decât dacă, nu știu, poate intervine o forță divină sau primesc un semn divin. În alt context mă îndoiesc că vor lăsa și bine fac. Repet, sunt foarte inspirați și trebuie să rămână inspirați în toate activitățile și chiar în achiziții, în investiții și așa mai departe. Nu le recomandăm polemica și conflictele anul acesta, pentru că au mult prea multe lucruri de făcut. Domeniul financiar cu care se deschide anul arată faptul că la acest început de 2018 este totuși important să știe exact cum stau în plan financiar și să fie foarte cumpătați și destul de corecți în evaluări, pentru că este acolo o forță. Adică nu putem spune că este nicio liniște deplină, dar nici nu este ceva critic. Este o situație mai mult spre bine decât spre rău, dar o situație care totuși mai are o mică tensiune. Adică mai este un ceva care îi neliniștește, dar este destul de stabilă, adică anul debutează destul de bine, forță de concentrare, știu ce lucruri ar trebui să ia în serios. Sunt foarte deranjați, în schimb, anul acesta de indiscreție, pentru că săgetătorii au puțin acum acest mercur în casa, în semnul lor, le atrage atenția asupra discreției. Vor ca cei din jur să fie foarte, foarte discreți, sunt foarte interesați de, au aceste tendințe argumentative, vor să-și argumenteze punctul de vedere, dar și ceilalți ar trebui să-și argumenteze punctul de vedere. Vor în jurul lor oameni care să se adapteze, îi deranjează foarte mult amânările sau neparolismul. Este o perioadă în care tot ceea ce este negativ, spuneam, tot ceea ce vine către ei într-o formulă care îi supără, trebuie eliminat. Vor fi foarte tranșanți. În orice caz, este un an în care s-ar putea să fim surprinși cât de tranșanți vor deveni nativii săgetători. Revenim după publicitate și cu previziuni pentru săptămâna următoare pentru nativii Capricorn. Am revenit, să mergem mai departe, să vedem acum ce vești avem pentru nativii Capricorn. Ei sunt acum practic zodia care găzduiește cele mai multe planete. Ce acțiuni sunt încurajate la începutul anului și ce reglări karmice, pentru că cu adevărat aici putem vorbi despre reglări karmice cu Saturn și Pluto, acolo iată câtă forță și acum și Soarele și Venus. Deci ce ar avea ei de înțeles zilele acestea? Da, e foarte bună întrebarea, mai ales că de joi încolo l-au și pe Mercur, și pe Mercur, casa întâi. Da. Deci vor avea Venus, Soare, Pluton, Lilith, Saturn și Mercur. Aproape 6. Toate la ei acasă, toate îndemnându-i pe Capricorn să reevalueze cumva orice aspect al vieții lor. Cam orice fapt trebuie reconsiderat, reevaluat. Inclusiv relația cu propria persoană trebuie reevaluată, pentru că tendința lor de a fi foarte serioși, de a lua lucrurile chiar prea în serios, va fi cumva
sporită de acest Saturn, dar în același timp ei văd lucrurile în mai multe feluri, în mai multe culori. Deci, dacă de obicei capricornii sunt destul de tentați de alb și negru, cu această bogăție de planete, aproape un curcubeu întreg de planete, ei vin să, adică sunt cumva împinși să folosească toate aspectele vieții lor și să-și folosească resursele și să iasă cumva în evidență, să nu facă lucrurile la modul tern, la modul restrâns, ci să le manifeste în toată splendoarea lor. Acest Saturn pe casa întâi îi face să-și asume responsabilitatea pentru propria persoană, nu doar pentru ceilalți, așa cum fac ei de obicei. Îi îndeamnă să aibă grijă de sănătatea lor, să aibă grijă de corpul fizic. Prin Venus pe care o au acolo în acest moment, cumva sunt ajutați să-l vadă și relațiile în care sunt implicați și asocierile. Deci, practic, niciun aspect al vieții lor nu va scăpa de o atentă... De o lupă. De o lupă, exact. De o lupă și de o atentă analiză, pentru că ei au în acest moment de luat anumite decizii. Când Marte va veni în Capricorn, deciziile vor fi luate și chiar și puse în aplicare. Dar acum, cumva, trebuie să-și deseneze niște strategii pentru viitor și să vadă în ce direcții trebuie să se îndrepte viața lor în absolut orice arie a vieții, pentru că nimic nu va mai fi la fel după ce acest Saturn va ieși din casa întâia. Ei vor fi profund modificați, transformați, dar deși multora le teamă de Saturn, nu, capricornilor ar trebui să nu le fie absolut deloc și nimănui până la urmă. Pentru că Saturn vine cu clarificări, Saturn vine cu o limpezire, o adecvare foarte corectă la realitate și în același timp le va aduce recompense pentru toată această corectitudine pe care o manifestă, pentru seriozitatea cu care privesc lucrurile și cu care fac lucrurile. Dar în același timp nu este ușor, pentru că au foarte multă energie cu care la un moment dat pot să simtă că nu mai știu ce să facă, ei fiind destul de cumva așezați în surplusul acesta de energie, îi poate bulversa puțin, îi poate epuiza într-un mod paradoxal. De aceea îi sfătuim să-și găsească și momentul lor de singurătate, de retragere, de recalibrare a emoțiilor, în care să nu se mai simtă așa de sufocați și cumva înghesuiți de multitudinea de acțiuni care le este cerută. Da, este adevărat, dar este o perioadă de încercări karmice, fără doar și poate. Este o perioadă în care reglările acestea karmice, pentru că Saturn în balerea lui prin tot Capricornul, cu siguranță pentru toți Capricornii va prinde conjuncția Soare-Saturn, deci este o raportare corectă, o înțelegere corectă a raportării la persoane care, soarele știm, reprezintă o autoritate în viața lor, de la, pot fi profesor, părintele, tată, eu știu, un mentor, o persoană cu funcție, chiar șeful. Deci vorbim acum, această, dar nu neapărat zilele acestea, acum vorbim în general în următorii 2 ani și ceva, deci această balere a lui Saturn pentru toată zodia Capricorn le atrage atenția asupra modului în care vor înțelege mult mai corect raportarea la persoanele cu autoritate sau putere de decizie în viața lor, spuneam, de la șef până la propriul părinte. Vor începe să înțeleagă, să dea întâietate oarecum planului afectiv, pentru că ei știm că sunt o zodie care pune foarte mare amprentă, foarte mare accent pe planul profesional. Majoritatea capricornilor au fie funcții, fie profesii. Sunt foarte bine văzuți la locul de muncă pentru că au o tenacitate și stă din comunii, chiar sunt achiziții pentru șefii lor sau, dacă sunt pe cont propriu, pentru pacienți, clienți. Dar acum vom vedea că devine destul de importantă și zona personală, propriul lor suflet, propria lor personalitate, modul în care se raportează de fapt la tot ceea ce îi înconjoară. Devin destul de implicați și în viețile celor dragi, sunt foarte receptivi și vor începe să simtă, chiar înainte de a le sugera destinul ce trebuie să facă, ce ar trebui să facă. Să mergem mai departe, să vedem pentru vărsători
ce reglări karmice avem? Ei vor trebui să jegleze relația cu divinitatea, relația cu responsabilitățile pe care le au față de cei mai puțin favorizați decât ei. Nu este ușor să ai atâtea planete pe casa 12-a și un nod sud pe casa 1-a, adică tendința pe care ei o au în momentul acesta de a se raporta mult de tot la lucrurile trecute, este destul de copleșitoare pentru ei. Și acum cu multitudinea de planete din casa 12-a cumva sunt trași de mânecă să înțeleagă că lucrurile le pot face într-un parteneriat frumos cu divinitatea, bazându-se foarte mult pe intuiția lor, încercând să ofere sprijin fără a le fi neapărat cerut, fără a cere ceva în schimb la rândul lor, să nu existe în mintea lor vreo clipă nevoia de a da numai dacă primesc în schimb. Deci vor fi destul de aduși cu picioarele pe pământ vărsătorii în acest an și în următoarea săptămână, pentru că ei, având această tendință de a se raporta în permanență la ceea ce urmează să se întâmple, nu sunt foarte atenți la prezent, nu sunt foarte atenți la ceea ce au de făcut aici și acum. Ori planetele din Capricorn îi voi aduce în acest aici și acum, dar este foarte frumos să-i ajută să și fructifice acest aici și acum, să folosească resursele pe care le au, să se folosească de relațiile pe care le au pentru a face bine, pentru a aduce schimbări pozitive în viața lor, dar mai ales în viața celor din jurul lor, oameni pe care îi iau cumva sub aripă, față de care își asumă responsabilități, mă scuzați, și toate lucrurile acestea le dau un alt fel de tonus vărsătorilor. E posibil ca unii să simtă cumva copleșiți de responsabilități, pentru că l-au și pe Uranus pe casa a treia, cumva cuadrant cu Pluton, poate se vor simți cumva neîndreptățiți. Dar încet, încet înțeleg că tot ceea ce fac, fac până la urmă spre binele lor cel mai înalt. Da, și au acest indice foarte interesant de eliberare de tot ceea ce apasă. Această casa a 12-a, atât de puternică pentru ei, arată faptul că simt nevoia să elimine din viața lor lucrurile care nu le mai priesc sufletește. Parcă ar vrea să facă numai și numai ceea ce le este favorabil sufletește. S-au chinuit destul de mult din acest punct de vedere vărsătorii al presiunilor. Parcă cu cât încercau anul trecut, în 2017, să facă mai multe lucruri pentru sufletul lor, parcă cu atât se îndepărtau mai mult. Deci această prezență plutoniană îi făcea să simtă că se îndepărtează de ceea ce ar trebui să afle. Acum Saturn vine și le pune punctul pe ei, parcă le arată, uite, din această cauză, din acest motiv, nu puteai să fii fericit cu adevărat, uite ce-ți scăpați din vedere. Și poate fi un lucru banal, ceva ce poate nici n-au gândit, dar lucrul acela banal le va aduce această revelație în urma căreia ei vor înțelege unde greșeau și de ce lucrurile nu mergeau așa cum trebuie. Este și o perioadă în care vărsătorii vor citi aproape gândurile celorlalți, devin foarte receptivi, foarte intuitivi, găsesc soluții nebănuite la probleme complicate. De asemenea, este bine să nu complice anumite situații care sunt deja complicate, adică este o perioadă care invită la cât mai multă curățenie din punct de vedere spiritual, adică nu ar fi bine să intre în anumite contexte care deja sunt ele în sine mai îngreunate karmic, să se bazeze mai mult pe, spuneam, adică să intre mai mult în acele situații care par a fi optimiste cu factori de noroc de la bun început. Profesiile sunt legate și ele foarte mult de această intuiție deosebită. Ei chiar s-ar putea să se străduiască să ajute oamenii care sunt în jurul lor și care au nevoie de acest ajutor. Ce trebuie ei să evite? Să evite risipa de timp, să evite confuziile, să evite să fie prea încrâncenați dacă cei din jurul lor sunt încrâncenați, să înțeleagă că ei au un destin foarte clar determinat și nu trebuie să trăiască în comparativ, adică să nu se compare, nu știu, poate un vecin sau un coleg are o situație foarte reușită și poate în domeniul acela nativul vărsător nu stă atât de bine. Să nu facă astfel de comparație, pentru că este o perioadă care lor le oferă unicitate. Ei au o viață interioară destul de bogată, cu atâta cumul de planete în casa liniștii sufletești,
motiv pentru care aceste trăiri atât de intense, interioare, nu le mai oferă atâta disponibilitate să facă și ceva concret atât de puternic. Și s-ar putea să vedem nativ vărsători care poate nu fac în perioada asta lucruri evidente, cum fac alte zodii, dar în schimb au niște trăiri care ajută să transforme și să se schimbe și să evolueze spiritual. Deci să nu se uite în această perioadă strict la ceea ce se întâmplă în exterior. Să vedem pentru pești, cum se regenerează peștii și ce este încurajat în viața lor. Ei sunt în continuare sub imperiul acesta generos al lui Neptun, care este în domiciliu pe casa întâi pești, în viața peștilor. Anul acesta se va întâmpla un eveniment pentru pești. Chiron va trece din zodia lor în zodia berbecului și vom putea vedea și pești care vor fi mult mai preocupați de latura financiară, la modul, să spun, vor deveni aproape serios, un exemplu pentru ceilalți, în felul în care pot să facă, să-și adune resurse financiare. Dar în acest moment, casa 11-a este cea care este puternic activată, casa prieteniei, casa astrologiei și a capacității de a asculta viitorul. Este o casă care scoate la iveală în pești un tip de genialitate strategică de care ei au mare nevoie în viața lor și care și pe ei aduce puternic cu picioarele pe pământ. Este posibil ca și ei să simtă nevoia să elimine anumite relații de care nu mai au nevoie, chiar și prieteni pe care simt că nu-i mai au alături prin acest Pluton de pe casa 11-a. Dar vor fi și foarte preocupați să facă cumva lumea mai bună în jurul lor, să aibă anumite interese legate, nu știu, de ecologie sau de implicare socială sau de voluntariat, de tot felul de activități din acestea care să ne arate latura de dedicație a peștelui, de dorință de a contribui la binele suprem, vor fi mult mai implicați concret, pentru că ei oricum sunt implicați, dar uneori ți se par distanți. Chiar dacă îi zic un Doamne ajută și cumva te ajută, data aceasta vor da o mână de ajutor foarte concret, vor fi foarte implicați în viața celor din jurul lor și lucrul acesta poate cumva să pară surprinzător, pentru că nu vor mai fi atât de abisali, ci vor fi mult mai direcționați, mult mai capabili să aloce corect resursele, să folosească corect resursele, inclusiv cele financiare, ceea ce pentru ei este un plus. Un grad sporit de eficiență pentru pești, exact, pentru că merg foarte mult pe intuiție în această perioadă și cei din jurul lor vor fi intuitivi și chiar le vor spune ce ar fi bine să facă și ce nu. Evident, se trezește dimensiunea interioară la adevărata ei capacitate, pentru că, spuneam și de la trecută, sunt zodia cu cel mai mare coeficient acum de intuiție, de credință cu Neptun în semnul lor. Până acum, poate, au fost și chestii reprimate pe care acum le descoperă. Bineînțeles că vor fi și pești care sunt refractari în continuare la ideea de credință și de religie. Sfatul nostru este să îmbrățișeze cu tot sufletul această zonă, pentru că altfel destinul va fi obligat să-i pedepsească, pentru că de fapt asta este direcția lor în această perioadă. Vorbim acum pentru peștii care ignoră acest aspect religios și spiritual. Ei nu mai au voie să se dezică de lucruri spirituale, de religie, de biserică, de credința în Dumnezeu, cu atât mai mult să persifleze aceste lucruri. Și de asemenea, nu au voie să facă nici lucruri care nu sunt, nu vorbim doar de credința interioară, vorbim și să nu facă, deci să nu acționeze. Sunt foarte supervizați și foarte certați de sus acei pești care nu fac. În schimb, peștii care cu adevărat au intrat pe direcția aceasta și și-au însușit această noblețe sufletească și spirituală și, ce spuneam, religioasă, vor fi extraordinar de recompensați de către destin. Vom vedea pești cu niște destine cam povești, pentru că au înțeles mesajul, adică cu familii impecabile, cu viață frumoasă, lipsiți de probleme și de griji, dar ei au devenit modele. Ei sunt una dintre zodiile cărora li se cere să fie model spiritual în această perioadă. Ei nu trebuie să fie foarte preocupați acum de stabilitate, de bani, de lucruri concrete, pentru că astea vor fi aranjate automat de către destin dacă ei își fac treaba așa cum trebuie pe zona lor, pe bucățica lor. Dacă o ignoră, nimic nu o să iasă așa cum ar trebui.
Contactul cu realitatea nu este foarte periculos dacă îl pierd în această perioadă, pentru că Neptun este foarte bine aspectat cu toate planetele din Capricorn, ceea ce înseamnă că contactul cu realitatea pentru nativii pești se face acum strict intuitiv, într-un mod foarte firesc, foarte corect, aproape ca de la sine, ca într-un vis, spuneam. Nu trebuie să fie acea concretețe umană. Este mai mult o intuiție de altă natură. Vandă, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Sperăm că am dat vești bune tuturor zodiilor. Îți mulțumesc încă o dată. Noi ne revedem și astă seară de la ora 21. La revedere! Ortopedica. Performanță pentru starea ta de bine. Te ajutăm în viața cotidiană. Facem lucrurile să pară mai ușoare. Te ajutăm în recuperare.